de un an de zile, fericită, și la mai mulți ani, la fel, cel puțin ca și anul care a trecut. Aici am fost și eu la câteva venisaje, expoziții de fotografie, mai ales, dar nu și mai. Și am fost și în toate zile mai foarte interesantă, de păcate și trebuie pentru astea. N-am simțit vorbesc, m-am simțit foarte bine. Eu știu, sper că dacă mă vreau să fie cel puțin ani care vine să fie cel puțin apoi de bolile astea în Bărcani, ca și ani care vreau să fie cel puțin apoi de bolile astea în Bărcani. Așa, așa. Ce mai vreau să vă zic, când a luat etichetarea asta, fiecare avem un stil așa, să etichetăm pe alții. Să zicem că e, eu știu, gras, mic și urât și nu mă refer la mine, și pare bine. Ar fi bine să ai cât mai mare și cât mai tare aparat de foto. Dar până la urmă, în spatele oricărei imagini sau fotografii sau de mine, nu sunt niște oameni, dar sunt și voi. Oameni care fac că în spatele mii se simt bine pe urmă. Prin cuțite, prin companie, prin imagini, prin vorbe, prin muzică, la docență. Este un muzeu și fotografia să sunt interesante pentru un portal, dar să se întâmplă altă de desene. Iată, mă I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. By now you should have somehow realized what you gotta do. Altele decât astea. Pasiunea mea pentru fotografie a început în urmă cu ceva timp. Dar doar de puțină vreme mi-am dat seama că, de fapt, ea izvorăște din pasiunea mea pentru oameni. Și de aceea, asta am încercat să arăt și prin ceea ce ați văzut pe Tribuna Wall, unde am surprins mai mult spectatorii, vizitatorii de la Tribuna Cafe, relațiile dintre ei, emoțiile, trăirile pe care le-au avut cu ocazia diverselor evenimente la care au participat sau pur și simplu într-o seară liniștită la când au venit să guste puțină artă, cafea și alte cele. Dar în afară de ei, de spectatorii de la Tribuna Cafe, vizitatorii, prietenii noștri, am mai pus și alții pentru care ei, eu, și noi toți am venit, venim și vom veni la Tribuna Cafe. Și de aceea ne-am gândit să vi prezentăm și pe ei, pentru că și ei au avut un rol important în tot acest an de Tribuna Cafe. La mulți ani, Tribuna Cafe! Și ca să pot declara expoziția deschisă, am să vă rog pe cei de pe partea asta să vă trageți puțin mai în partea cealaltă. Așa că declar expoziția deschisă. It can't be outrun, no. God bless us, everyone.
organizat odată cu aniversarea lor de un an de activitate. Expoziția am împărțit-o în două părți. Partea din peretele sus stânga, care cuprinde mai mult imagini despre oamenii care au venit la tribuna, spectatorii și relațiile dintre ei, trăirile pe care le-au avut în anumite momente, fie ele spectacole, fie o seară liniștită la tribuna. Never give up, it's such a wonderful life, wonderful.